Stai mai, să vedem, de ce nu? De ce nu pe gard? Așa, și-l folosim pentru ca să ne exprimăm, e un drept fundamental. Nu e nicio problemă, o țineți dumneavoastră și cu colega dumneavoastră și nu e nicio problemă, da? Ca să ne exprimăm, o punem pe gard. Care e problema? Nu-l deteriorăm, nu-l murdărim, nu scriem grafite, punem o lozincă ca să ne exprimăm atitudinea față de ce se întâmplă. Este dreptul dumneavoastră, da? Așa, și de ce ne-l îngrădiți? În ce bază? Aveți vreun temei legal? Nu-l afișați pe gardul. De ce? De ce? Imediat vă dau și răspuns. Dați-mi un răspuns bazat pe lege, vă rog, nu pe mofturi. Eu cred că e un abuz să nu vă dea voie să afișați asta. E ca și cum ar interzice libertatea de exprimare. Așa e. Am și la ei. Doar nu-l murdărim, nu-l deteriorăm. Afișăm o lozincă, nu? Nu e așa, domnule jandarme? Numărul de persoane participante? O să numărați dumneavoastră, acum nu știm. Nu, acum persoanele pe care le preconizează... Noi am anunțat 10, nu? Noi am anunțat 10, nu? Păi, și atunci de cine mai întreabă? Să vadă dacă ține minte. Vă întrebăm dacă cunoașteți, poate vin mai mulți. Nu cunoască că vorbim, deoarece am afișat bine televiziunea. Asta e irelevant cu televiziunea. Nu-i numără la participanți. Putem să numărăm jandarmii, că ei tot participă. Plătesc din bani publici. Participă la protest, apără libertatea de întrunire și de exprimare. Ce obraznici, că nu-i voie de afișat pe gard, că ne sufocăm, da? E un strigă de disperare, că ne sufocăm fără drepturi și nu-i voie să-l afișez pe gardul ANP-ului. Au de unde? Sunt 20.000 de deținuți? Exact asta am vrut să zic și eu, dacă se poartă cu noi la libertate, așa, ce se întâmplă acolo, că nu sunt marturi, nu văd nimic. O să vă filmez cu povestea, cu întâmplarea, când o să vină și televiziunea, ca să nu o repetați. Da.